Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Parchez mașina, dau 1 milion la șpagă. Mă duc la un spătar, mă de 7 milioane, dau 2 milioane șpagă. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becali, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să n-am prestanța mea? Când cobor dintr-un Rolls Royce sau dintr-un cum trebuie să spun, Rover. Cum? Să glumesc cu voi, ha-ha-ha, Caterin, pe cine mai sunt eu dacă stau la dispoziția voastră? O glumă se face? Dar să devin papagalul presei? Nu se poate, eu sunt Giovanni Becali. Stați în picioare când vorbesc cu voi. Mafiotul. Stați jos când stați în cap. Mafiotul din ziua de azi nu mai dă în cap la lume pe stradă. Mafiotul din ziua de azi nu mai omoară la drumul mare, cum era pe vremea lui Corsaru. E așa, Corsare? Așa e. Așa era? Da. Era așa cum spun eu? Așa era. Ați înțeles? Mafiotul din ziua de azi îl bagă pe prost într-un butoi cu acid și nu știe nimeni. Asta înseamnă să fii mafiot, să ai demnitatea ta, să ai prestanța ta și așa mai departe. Uitați-vă la voi! Voi puțiți borhot, eu miros a parfum de 3.000 de euro. Ieri ai zis că ai dat 2.800 cu eu. Taci! Vreau frumos să mă iertați. Eu nu glumesc cu oricine. Eu nu bag în seamă cu oricine. Cine aș mai fi eu dacă de dimineață bună seara cu voi? O glumă se face, într-adevăr. Dar o glumă bună, o glumă deșteaptă, o glumă adevărată. Dar să devin papagalul vostru niciodată, că eu sunt Giovanni Becali, moșmecherul, mafiotul, cum să glumesc eu cu voi? Dacă faceți o glumă despre mine bună, râd și eu. Și ca să vă demonstrez că asta înseamnă să fii mafiot, spuneți o glumă despre mine! Spuneți! Doi arabi au călcat pe două mine. Și unde sunt în bancă? Când a zis cu mine? Ești total dobitoc! Spuneți o glumă despre mine! Deci, de mine? Stai jos, ești prost total! Spuneți! Zi! Asta am vrut să vă spun. Domnul Giovanni, că noi nu știm nici o glumă despre dumneata, domn. Păi învățați și spuneți-mi-o ca să vă arăt că pot să râd la o glumă despre mine. Păi asta vreau să vă spun. Că avem aici o groază de... Am eu niște viețași și niște prieteni de mei pe aici, dom'le, care spune niște glume, de te piși pe tine de râs. Să vină unul dintre ei să spună o glumă despre mine, să vă arăt ce înseamnă să fii mafiot. Hai! Hai! Ieși! Am înțeles că ai umor. Păi eu... Taci, acum vorbesc eu! Mi-au spus colegii mei, prietenii mei, e așa, mă? Da. Că ești atât de comic, încât pe aici ți se spune Pârnaie Lăzărescu. Așa îi se spune. Te-am chemat să spui o glumă despre mine, frumoasă, ca să arăt că asta înseamnă să fii mafiot. Să poți să râzi și tu de tine însuți. Zi! Spune! De ce? Mai tare! De ce n-a fost primit Giovanni Becali în coza noastră? De ce? Pentru că are și coza noastră. Mondrigare ei! Să fie una dintre glume? Păi vezi că ești dobitoc. Am vrut eu vreodată să intru în coza noastră?
Păi n-are logică ce spui. De ce să mă primească dacă n-am vrut să intru? Nu vezi că ești dobitoc? Că ești prost? Cu fața aia de tălâng, cu dinții aia de caspor, cu vocea aia de bariton, că nici vocea nu te ajută, prostule care ești! Dezinfectați-l de aici, în fața mea! Stai puțin! Mai am două, trei, patru, cinci! Aduceți altul! Hai, următorul! Mi-au spus colegii mei că te afli aici pentru un mor deosebit de grav. E adevărat? E adevărat. Și mi-au mai spus că ești atât de comic încât pe aici ți se spune omorul Octavian Dumit. E adevărat? Așa e. Te-am chemat să spui o glumă despre mine pentru că asta înseamnă să fii mafion. Să poți să râzi la o glumă despre tine însuți. Am înțeles. Zi! Să trăiți. Doi, de ce are Giovanni Becali paltonul până la podea? Pentru că la raionul pentru copii nu erau mărimi mai scurte. Adică să-mi scund. Asta era glumă. Hai să o desfacem ușor, ușor. Eu sunt scund și-mi cumpăr de la raionul pentru copii. Asta ai spus, nu? Păi eu nu-mi cumpăr în primul rând din magazin, dobitocule care ești. Mizerabilule care ești și așa mai departe. Eu dau 12.000, 14.000, 18.000 de euro pe un costum. Am dat și 40.000. Mi-am vândut o mașină și mi-am luat o cămașă. Am vândut casa, mi-am luat 2 butoni. Așa mă îmbrac eu. Asta înseamnă să fii mafiot. Dezinfectați-l din fața mea. Tough crowd, da? Altul! Următorul! Am înțeles că ești aici pentru viol. Da. Cine te-a violat? Ești ultima mea speranță. Spune o glumă despre mine. Știți de la ce vine Bug Mafia? Nu. Vine de la Becali, unicul gangster Mafia. Asta înseamnă o glumă bună. Mai zi una. Mai zi. Zi că ești pe bar. Zi. De ce nu are Giovanni Becali chelie? De ce? Pentru că niciun fir de păr nu vrea să părăsească capul atât de inteligent. Mă, băiatule, ai talent. Începând de azi, ăsta e ca și copilul meu.